Moldova se află sub avertizare cod galben de caniculă până în data de 1 august. În această perioadă, temperatura maximă poate ajunge până la 35 de grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță ploi în nordul țării. La Briceni și Soroca vor fi 28 de grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol și Leova sunt anunțate 31 de grade, 32 de grade vor fi la Comrat, iar la Cahul 33. În capitală se vor înregistra 30 de grade Celsius și sunt posibile averse. Noaptea, temperaturile vor fi de până la 20 de grade. În următoarea perioadă se așteaptă temperaturi caniculare de până la 34 de grade, iar noaptea vor fi între 19 și 22 de grade. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid se așteaptă 34 de grade, iar la Paris 23. La Londra vor fi 19 grade, iar la Berlin cu 5 mai mult. 35 de grade Celsius sunt anunțate la Roma, 30 la Viena și cu 2 mai puțin la Praga. La Varșovia vor fi 27 de grade, la Budapesta 34, iar la Belgrad 36. La București vor fi 35 de grade, iar la Atena sunt prognozate 39 de grade. La Kiev sunt anunțate 29 de grade. 26 de grade vor fi la Moscova, iar la Ankara 34 de grade Celsius.